Bună seara, dragi telespectatori, la Stop Joc la Bloc, de unde încercăm să redăm pentru dumneavoastră liniștea necesară locuitului la bloc. Data trecută vă spuneam că astăzi abordăm subiectul blocuri în faliment. Din păcate, din probleme tehnice pe care nu le-am prevăzut la momentul respectiv, a fost nevoie să schimbăm tema și vom discuta astăzi despre costurile utilităților. Adică să vedem pe concret cât plătim pentru apă rece, apă caldă, gaze, căldură și mai departe. Am constatat așa în decursul anilor că o mare problemă a noastră, a proprietarilor la bloc, este faptul că nu prea știm ce plătim. Nu prea știm cât costă apa rece, apa caldă și mai departe. De ce e necesar să știm? Pentru că numai așa putem vedea și verifica dacă suntem taxați corect, cel puțin la nivelul facturii, sau nu, de către administrator. Am constatat de multe ori că prețul facturii este unul, prețul pe lista dumneavoastră de întreținere este altul. Administratorul și-a permis să-l modifice. Nu este bine, nu este normal, nu este legal. Vom vedea care e prețul corect. De asemenea, am observat că foarte mulți oameni interpretează un serviciu sau un beneficiu pe care îl obține utilizând un serviciu în interesul său personal, dar nu în sensul corect, în sensul incorrect. Adică încearcă să plătească cât mai puțin în timp ce consumă mai mult decât ceilalți vecini. Adică, într-un fel sau altul, fură din buzunarul celorlalți. Într-un fel sau altul, trebuie să știm că asociația de proprietari este, practic, un intermediar între furnizorul unui serviciu de utilități și proprietarul de apartament. Rolul asociației de proprietari, în speța administratorului de imobile, este să pună pe factura de întreținere a dumneavoastră același preț cu care asociația cumpără apă, de exemplu, de la furnizorul de apă. Nici de cum să schimbe prețul de la intrare în bloc la intrarea în apartament. Asta este rolul asociației de intermediar, un rol pe care trebuie să-l respectăm pentru a nu se crea probleme, pentru a nu fi prejudiciați oameni, pentru a nu ajunge în situații critică în blocul în care locuim. Și o să începem, așa cum se întâmplă întotdeauna la școală, cu formula de bază. Cum știm cât costă prețul, de exemplu, pe metru cub sau pe kilowatt o oră? Depinde de serviciu. O să vedem pe fiecare serviciu în parte. Păi, trebuie să știm că valoarea unei facturi este cea pe care o plătim întregul bloc. Trebuie împărțită la consum facturat, atenție! Consumul facturat, consumul de pe factură. Asta este formula de la care orice factură poate fi analizată pentru a afla cât costă serviciul respectiv. Înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă, vă rog să fiți activi și să ne contactați la telefonul 031-437-9910 sau 031-437-9912. Puteți spune orice fel de întrebare legată de subiectul consumul sau valoarea utilităților dumneavoastră sau orice altă problemă a blocului, mai puțin, dacă se poate, reclamații sau sesizări. Pentru că vrem să vă informăm pentru a ști cum să abordați problemele la fața locului. Și să începem un prim preț. Prețul la apă rece. Un preț foarte necunoscut de către populație. Și o să luăm ca la școală, pentru că practic o simt în fața dumneavoastră ca un profesor la catedră, dumneavoastră ca niște elevi serioși în băncuțe,
astfel încât să învățăm ceva de la această emisiune. Și luăm o factură de apă, de București, factura furnizorului Apa Nova, la un bloc oarecare. Această factură are o valoare de, deci suntem la apa rece, 4.723 lei. O împărțim la consumul facturat, care în cazul apei rece este apa rece consumată și apa rece pentru apa caldă consumată de imobil. Și avem un total de 664 metri cubi. Rezultatul este 7,1 lei pe metru cub de apă rece plus canalizare. Atenție! Apa rece plus canalizare costă în București 7,1 lei metri cubi. O primă informație extrem de utilă. Avem pe doamna Mihaela ca primă intervenție. Vă rugăm, bună seara! Alo, bună seara, domnul președinte, mă numesc Mihaela Kvasnetsky Anton. Bună seara! Mă bucur că reușesc să intru cu dumneavoastră într-o prima conversație. Am încercat și data trecută, dar probabil că intervenția a fost prea târziu. Sigur, problemele pe care eu aș dori să le ridic sunt mai multe, dar pentru că astăzi abordați această situație cu calculul la apă, vreau să vă ridic următoarea problemă. Deci eu, ca să pot să știu care este calculul real, trebuie să mi se pună la dispoziție acel anexă la tabelul, da, de calcul, de plată, da, care se pune la lunar. Lista de plată. Da, lista de plată, să mi se pună la dispoziție, să mi se dea și mie o copie, pentru că sunt o groază de lucruri. Noi suntem un bloc foarte mare. Suntem o asociație de 420 de apartamente cu 9 scări și vă imaginați că este un volum foarte mare de consum și de, mă rog, alte probleme. De fiecare dată când am solicitat să mi se pună la dispoziție totuși această anexă, ca să știu și o să pot să socotesc, fiindcă întâmplarea a făcut că am luat și am pus și simplu am copiat, sunt... Noi avem și venituri economice și am copiat tot felul de treburi de acolo, am constatat niște erori foarte mari de calcul. Da? Odată că am sezizat președintele, că am sezizat comitetul și că am sezizat și cenzorul și contabilul, bineînțeles că sunt convinsă că știți care este atitudinea în general între administrație și proprietar membru al asociației. Da? Este așa ca un fel de luptă, ca un fel de dușmănie, ca un fel de dispreț pentru curiozitatea, să zicem, între ghilimele, pentru faptul că vrei să te fii informat despre ce este vorba și așa mai departe. Spuneți-mi și mie, este corect să nu mi se pună la dispoziție și să mi se dea o copie după aceste calcule? Nu, dimpotrivă. Problema este extrem de simplă, dar unii oameni, așa cum spuneți dumneavoastră, care ar trebui să ne reprezinte și să ne gestioneze acolo interesele, o fac foarte complicată. Factura aceea, lista de întreținere, este factura dumneavoastră. Da. Sunt blocuri la care, de exemplu, noi avem acces, pentru că sunt membrii noștri și le facem tot felul de servicii, cărora le dăm așa ceva, factură individuală. Asta nici nu mai spun, mă rog. În sfârșit, adică omul primește acasă în plic sau în cutia poștală informațiile totale despre costurile pe care le are. Adică ce vreți dumneavoastră, de fapt, da? Acea listă în detaliu pentru dumneavoastră. Da. Asta este simplu de făcut, dacă vrei. Da. Dacă nu vrei și devii un dușman, cu ghilimele, al proprietarului, pentru că proprietarul își cere și tu te superi, da, este o problemă de caracter, de respect pentru dumneavoastră și de atitudine pentru funcția pe care o are. Și atunci dumneavoastră proprietarii, noroc, eu vă spun așa în paranteză, norocul acestor președinți sau administratori
destul de mulți la număr, că nu suntem nemți sau francezi sau italieni. Da. Pentru că dacă am fi fost nemți, francezi sau italieni și am fi bombardat, nu unul singur dintr-un bloc, pentru că bănuiesc că în blocul dumneavoastră sunteți singura care luați atitudinea asta. Și atunci unul singur pentru ei nu se pune și vă tratează cum vă tratează. Dacă eram nemți, eram 80%, nu pe puși pe ceartă, puși pe a impune respectul cuvenit. Atunci ori se schimba ca să-și mențină activitatea, ori pleca. Dar suntem pe drumul ăla și noi într-o zi peste N ani vom deveni și noi mai atenți și mai grijuli cu viața noastră cum sunt nemții sau cum sunt francezi sau cum sunt italienii. Și atunci să vedem cine rezistă, cine se schimbă, cine nu ne părăsește. Până atunci însă dumneavoastră trebuie să cereți, să spuneți că e normal să fiți informată, este normal să primiți un document pentru că dumneavoastră sunteți beneficiarul unor servicii, a unor drepturi într-o asociație. Este muncă dificilă în România, dar trebuie făcută și nu unul, trebuie vecinii dumneavoastră, dumneavoastră să faceți treaba asta. Da, dar până atunci trebuie să vă informați, atenți, proprietarii la rândul lor, într-un fel sau altul să știți că era o sintagmă pe vremuri care spunea proletar din toate țările uniți-vă, nu? Hai să o transformăm puțin în realitatea cruntă a zilelor noastre. Și eu zic așa, proprietari din toate blocurile, treziți-vă. Pentru că dacă nu vă treziți, o să vă arătăm niște cazuri în care o să vă, așa, fornice pășirea spinării. Ce vă așteaptă? Aici este problema, ca să știți că nu sunt singura care mai sezizez. Întâmplarea a făcut că am făcut parte și dintr-un comitet și cunosc cât de cât m-am implicat și cunosc cât de cât legislația și cu toate acestea și chiar cu intervențiile la primărie, să știți că nu am avut niciun fel de ajutor din partea primăriei, ba dimpotrivă. Am făcut chiar o petiție care a fost tratată ca un fel de, ca orice fel de cerere, fără să se facă o investigare a tuturor problemelor. Sunt foarte multe probleme la noi, sunt probleme foarte importante, având în vedere că suntem o asociație care avem venituri economice și care venituri economice, printre altele, se folosesc, de exemplu, și pentru a se acorda bonuri, cadou pentru personalul angajat, președinți, comitet și așa mai departe. Știind și cunoscând cât de cât cum sună legislația, nu știu în ce măsură o asociație de proprietari poate să-și permită să facă astfel de cadouri din venituri economice. Din venituri economice, da? Bine că ați ridicat problema, să știți că o mare problemă în București și nu numai sunt blocurile cu venituri economice. O foarte mare problemă, pentru că acolo an de-a rândul au intrat sume consistente de bani din reclamele acelea publicitare, din chirii pe care le-au perceput la spațiile comune, făcând tot felul de case de schimb valutar sau alte lucruri mai restrânse, din taxarea abuzivă a celor care vor să facă activități economice în spațiile lor proprietate privată, și s-au strâns în timp foarte mulți bani. Știți cum ar fi trebuit să arate blocul dumneavoastră azi după atâția ani de venituri economice extra bugetare? Trebuia să fie așa un fel de clădire clasificată la nivel de 2, 3, 4, 5 stele similare cu confortul hotelurilor, cel puțin pe partea comună. Aceste blocuri sunt într-o situație dramatică. Se umblă cu liftul, cu lumânarea sau cu lanterna. Și avem cazuri nenumărate în București, în centrul capitalei. Deci sunt multe probleme și credeți-mă că dacă vom avea viață lungă, o să le abordăm și o să încercăm cu dumneavoastră să le dezbatem. Nu mă feresc să vă mulțumesc și care este blocul din care fac parte. Este un bloc de referință. Este vorba de blocul de la Piața Romană. Da, cunoaștem. Colț cu Piața Romană, care este. Vă cred, cunoaștem sinistră. Și haideți să dăm posibilitatea domnului Octavian să afle și dumnealui răspunsul la o întrebare, după care continuăm cu prețul utilităților. Ne auziți, domnul Octavian?
Da, bună ziua. Am și o curiozitate. De ce la 3 blocuri distanță variază prețul la apă caldă? Bun, foarte bună întrebare. Nu dau toți de la apa nova, dar apa caldă e mai caldă la unii sau... Foarte bună întrebarea și stați cu noi că acum urmează despre apa caldă. Am înțeles. Apa caldă, prețul metrului cub de apă caldă este format din acest 7,1 lei pe metru cub apă rece plus căldura cu care este încălzită apa rece. Această căldură variază. Se zice la dumneavoastră în bloc, intră în contorul de jos de la subsol cu 50 de grade. La blocul de alături, care e mai departe, e următorul după dumneavoastră, da? Intră cu 45 de grade. Cel dinaintea dumneavoastră, ca traseu al conductei de apă caldă, are 55 de grade. Aceste diferențe de temperatură dau temperatura apei calde, care se contorizează prin gigacalorimetru din subsol, care este pentru măsurarea temperaturii de intrare a apei calde în imobil. Și automat că prețul variază undeva între 12-14 lei pe metru cub de apă caldă. Dar totuși apar niște pierderi, înseamnă că cineva și le asumă sau apar în suprapreț sau se ia prețul de la... Nu discutăm acum despre pierderi, discutăm de prețul de factură. Atenție, este o mare deosebire. Noi discutăm de prețul de factură, adică dacă dumneavoastră ați consumat apartamentul 5, 2 metri cubi de apă rece conform contorului și 3 metri cubi de apă caldă, costul dumneavoastră este 2 ori 7,1 apa rece și 3 ori, să zicem, 12 lei. Astea sunt costurile pe contoarele dumneavoastră de apartament. Adunate trebuie să vadă administratorul care este diferența dintre factura de bază și factura pe apartamente. Diferența se numește pierderi și atunci discutăm despre pierderi, care este alt subiect. Noi discutăm despre prețul facturii, pe care dumneavoastră proprietarii trebuie să-l știți. Este exact ca la prețul pâinii. Dacă pâinea costă 80 de bani, trebuie să știu cât mă costă metru cub de apă rece. Metru cub de apă rece este un preț fix pe București sau pe oraș. Metru cub de apă caldă variază puțin de la bloc la bloc și de la anotimp la anotimp. Pentru că vara este mai ușor să încălzim apă caldă, să zicem, mai ieftin un pic, iarna este mai scump, pentru că intervine și frigul. Eu vă mulțumesc și luăm o scurtă pauză publicitară. Am revenit, vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Am aflat, deci, cât costă metru cub de apă rece și canalizare inclus în București, în alte localități, în alte orașe, pentru că bănuiesc că sunteți mulți din țară care priviți emisiunea. Aflați și luând factura, valoarea ei și o împărțiți la metri cubi de pe factură, atenție, nu din apartament, de pe factură. Și aflați prețul metrului cub cu canalizare din orașul dumneavoastră. Astfel încât atunci când predați sau vi se citește indexul la contoarele de apartament, să vă verificați mulțind consumul individual cu prețul serviciului respectiv. În aceeași fel putem afla cât costă energia electrică, un subiect care nu prea este dezbătut, dar care este de maximă importanță, pentru că este costul foarte mare la energia electrică în România. Tot așa, luăm o factură de consum de la un bloc, 63,01 lei și o împărțim la kilovații care îi avem în anexă, 97 de kilovați și costul este de 0,65 lei pe kilovat. Extrem de mare.
Nu intru în detalii, vreau să aveți grad de comparație, un 0,3 lei pe kilowatt în Franța. Deci plătiți 0,65 de lei pe kilowatt. O să vedeți într-o emisiune viitoare ce înseamnă această diferență majoră față de cât se produce acest serviciu. În continuare, un serviciu iarăși foarte important pentru care noi ne costă foarte mult la buzunar, îl reprezintă gazele naturale. În zilele care au trecut, dacă țineți minte ce ați auzit la televizor sau citiți în presă, s-a anunțat așa, gazele pentru consumatorii casnici vor crește ca preț de la 53 de lei pe megawatt la 60 de lei pe megawatt. O să vă demonstrez că undeva este ori o greșeală, ori o minciună, ori o încercare de păcăleală. Și luăm o factură de bloc care are valoarea 338,61 lei. O împărțim la kilovații de pe factură 2677,464 kW și atenție, rezultatul este 0,1265 lei pe kilowatt sau în megawatt 126,47 lei pe megawatt. În presă am fost anunțați că se scumpește până la 66 de lei pe megawatt. Păi haide să ne uităm puțin. Dacă acum plătim 126 de lei pe megawatt, cum adică vom plăti mai mult până la 66 de la 1 iulie? Anunțul fiind gazele pentru consumatorii casnici. Eu, ca să fiu băiat bun, cred că e o eroare de comunicare. Trebuiau să spună, crește prețul de producere, de extracție, în plan intern, a gazelor de la 53 la 60. Restul, până la 126, în prezent, reprezintă costuri de transport, de distribuție și de furnizare. Asta este informația corectă. În prezent plătim dublu față de cât se extrage. Aici întrebarea de bază. Oare este normal să plătim dublu transportul, distribuția și furnizarea la un serviciu produs la media și în România? Și ca să aveți așa un grad de comparare, eu am venit cu niște facturi din Anglia, Spania, Italia, unde gazul nu este extras din pământul țării respective, este importat. În Anglia, de exemplu, prețul este 0,1885, adică în loc de 0,1265, un pic mai mare. Dar traseul, distanța de unde l-aduc englezii e mult mai mare decât cea pe care o avem noi în România. În Spania este dublu, 0,276 lei pe kilowatt. La spaniolii vin cu gazul din Libia, din nordul Europei. Deci străbate mări și țări gazul până ajunge la spanioli. La nemți cam tot la fel, la italieni cam tot la fel. Deci, într-adevăr, suntem mai ieftini la prețul nostru de factură față de ceilalți. Dar cu un amendament. Avem 70% producție internă, adică îl extragem din pământul românesc, îl transportăm pe distanțe scurte, îl gestionăm cu salarii românești, nu cu salarii spaniole, nemțești sau englezești, și culmea ajungem la final cam pe aproape cu ei, la factură. Asta e marea problemă. Eu aș vrea ca într-o zi să ni se spună sau să fim informați corect, să știm cu ce
elemente reale discutăm și cu ce date de factură defilăm. Pentru că dumneavoastră altfel sunteți victime sigure de dezinformări grosolane. Pentru că din acest anunț pe care vi l-am spus că va crește de la până la 66 și factura dumneavoastră e de 130, și noastră o să vă întrebați, dar unde e adevărul? Sau unde e problema? De ce nu suntem informați corect? Deci suntem în aceeași fază de dezinformare pe care o avem de ani de zile în România și de aceea nu știm de ce calitatea vieții noastre este atât de slabă și nu se progresează deloc. Pentru că suntem mințiți în continuare. Așteptăm telefoanele dumneavoastră la probleme care le aveți, de preferat pe subiectul zilei, dacă nu orice problemă considerați că vreți să-i aflați răspunsul la 031-437-9910 sau 031-437-9912. Orice intervenție a dumneavoastră este utilă pentru dumneavoastră. Eu sunt aici să fiu folosit de dumneavoastră. După ce aflăm sau învățăm cât costă fiecare serviciu pe care îl plătim, mai sunt și alte servicii. Dacă vreți să mai vă dau un serviciu iar și extrem de important și care ar putea fi dezbătut zile în șir. Dumneavoastră nu vă dați seama, dar vă dau eu câteva elemente. Gunoiul menajer. Un alt serviciu de maximă importanță. Gunoiul menajer în București este undeva la 9 lei pe persoană. În sectoarele 2, 4, 5, 6. În sectoarele 1 și 3 este 0, atenție. Oare de ce o fi 0 acolo? O întrebare la care aș vrea să vedem răspunsul într-o emisiune viitoare, față de 9 lei. În unele sectoare au mai apărut și 5 lei. Și 6 lei, dar cu eforturi de spargere a unui monopol, care este acest 9 lei considerabile din partea unor firme private. Este exagerat de mare prețul acesta. Știți cât costă săculețul dumneavoastră de gunoi pe care îl depuneți la ghienă și ajunge la groapa de gunoi cantitativ și ca manoperă, maxim 2 lei de persoană. Diferența oare de ce? Sau acum aflăm rezultatul de ce e zero la unele sectoare. Pentru că au aflat că aceste costuri pentru populație sunt atât de mici încât le pot suporta ei ca să câștige un capital electoral sau politic în fața dumneavoastră, oferindu-vă o factură zero. Deci se poate, dacă vrei, și uite așa mai aflăm și noi, încet, încet, adevărul. Alte servicii de care, să zicem așa, blocul beneficiază, cam care ar fi? Vedeți, am neglijat un serviciu extrem de important care ne face viața amară iarna. Ați ghicit. Căldura. Căldura are un preț facturat la populație în București de 170 de lei pe gigacalorie. Poate știți că astea s-au dezbătut în ultima vreme foarte mult ca preț. Dar prețul real este de 360 de lei pe gigacalorie. Diferența o suportă Primăria Capitalei sau Consiliul General. Dar să nu credeți că vin ei cu bani de acasă. Tot din buzunarul dumneavoastră. Adică toți bucureștenii suportă diferența. Normal, într-un sistem
normal, nu spun performant, normal. Într-o lume normală, prețul nu te putea fi mai mare de 150 de lei. Asta ca să știți în ce parametri ne învârtim. Deci ăsta e prețul normal. În Europa, media este undeva 30-50 de euro pe gigacalorie. În România este, în București, 80 de euro. În condițiile în care avem un sistem neperformant, incompetent în mare masă, pentru că nimeni nu se ocupă în mod serios și responsabil de acest sistem, care, din păcate, de la an la an se degradează și ne pune nouă, celor care locuim la bloc, viața în pericol. Dar ca să revenim un pic la subiectul zilei, la ce vă interesează dumneavoastră despre căldură? Vreau să vă notați, asta este de maximă importanță. Iarna, oricare apartament din România, indiferent unde s-ar afla el, în cea mai de temut, să zicem așa cu ghilimele de rigoare, lună de iarnă, ianuarie sau februarie, sau cele mai scăzute temperaturi de iarnă, consumul per cameră de apartament nu poate fi mai mare de 0,6 gigacalorii. Deci pe cameră. Informația asta trebuie să o aveți ca element maxim. Atunci când vă vine o factură de căldură să o plătiți, să vă verificați maximum posibil pe care îl puteți plăti, indiferent de situația acelui apartament sau bloc. Când primiți factura de căldură, valoarea nu trebuie să fie sub nicio formă mai mare decât. Pentru că așa sunt dotate apartamentele dumneavoastră. Cu caloriferele, cu instalațiile, cu proiectarea, cu execuția de la origine, astfel încât să consume acest barem. Luați 0,6, mulțiți cu gigacaloria facturată pe orașul dumneavoastră, cu numărul de camere care îl aveți, da? Ori număr de camere, și aflați costul maxim posibil. Față de care nimeni nu vă poate, dacă vă încarcă factura, justifica de unde ați consumat mai mult decât atât. Astea sunt informații pe care dumneavoastră trebuie să le stăpâniți, să le învățați, să le visați. Pentru că de ele depinde nota de plată a dumneavoastră. Nota de plată la bloc. Nu discutăm acum despre celelalte costuri, o să discutăm. Ale administrării, ale reparațiilor, ale altor cheltuieli de natură administrativă, ale reabilitării. Atenție, un alt subiect care acum e la foc mic, mocnește, o reprezintă reabilitarea pe banii dumneavoastră. O să dați și bani mulți și o să obțineți și un produs de proastă calitate. O să înceapă probleme extrem de grave la capitolul ăsta, pentru că e vorba de mii de euro pe apartament pe care o să vi ceară statul pentru a vă face ceva de proastă calitate. O să discutăm pe parcurs și despre acest subiect. Dacă vreți să aflați ce s-a întâmplat până acum în subiectul ăsta, întrebați vecini, prieteni, colegi care au făcut și care trăiesc diverse fenomene nedorite. Avem o doamnă drăguță, doamna Liliana, doamna Eliana. Vă rog,
Bună ziua! Bună seara, bine ați venit! Am o întrebare. Stau la etajul 4 din 4 și m-ar fi interesat costul căldurii pe apartament. Este la fel ca la celelalte apartamente care stau la etajele inferioare? Costul căldurii pe apartamentul dumneavoastră, da, trebuie să fie exact cât consumă caloriferele dumneavoastră. Suntem la... Deci nu avem repartitoare. Nu. Dar dumneavoastră aveți o dotare, da? Aveți un număr de calorifere, aveți un număr de elemente, da, aveți... Da, da, da. Ele când au fost proiectate blocurile și apartamentele în diverse poziții ale lor, au fost dotate cu calorifere să asigure un necesar pentru poziția apartamentului, da, dumneavoastră. Da. Și ca atare, ce consumă apartamentul dumneavoastră, atâta căldură trebuie să plătiți. Pe timpul... Da? Am înțeles. Pe timpul înainte de Revoluție, cei de la parter și de la ultimul etaj plăteau cu un coeficient mai mic decât restul apartamentelor. Așa este. Dar înainte acum... de... Da, înainte de Revoluție nu erați proprietar dumneavoastră. Era proprietar statul. Și da, atunci statul, apartamentul dumneavoastră având un confort mai scăzut, care impunea niște costuri de întreținere puțin mai mari, statul, da, pentru a avea același tarif al chiriei și al întreținerii pentru dumneavoastră ca locatar, ca virgulă chiriaș, ținea cont de niște reduceri. Da? Am înțeles. Acum suntem proprietari, ce avem în proprietate ne aparține și ca atare tot ce înseamnă costuri ale proprietății mele trebuie să le suport eu. Da? Am înțeles. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Da, am revenit. Astăzi am aflat, deci, cum se calculează prețul metrului cub de apă de pe factură, prețul metrului cub de apă rece, apă caldă, bineînțeles, cât costă kilowattul de energie la gaze naturale în România, cât costă kilowattul de energie electrică în România, informații extrem de utile pe care noi proprietarii, pentru că suntem proprietari, suntem obligați prin natura acestei calități deosebite pe care o avem să știm costurile. Am aflat de altfel cum plătim gunoi la suprapreț, am aflat ce înseamnă căldura iarna astfel încât să nu ne trezim că plătim gigacalorii, care însemna un consum enorm, față de care orice om normal s-ar gândi cum ar putut trăi în atâta căldură la prețul ăsta. Deci trebuie să învățăm niște reguli, vrem, nu vrem, asta este situația, am devenit proprietari, suntem obligați să învățăm proprietatea, să învățăm regulile. De ce? Pentru a ne proteja viața și a ne proteja blocurile, pentru că la roi, la români, a mai rămas ceva de apărat și de protejat. Casa. E singurul bun al nostru care ne-a mai rămas de valoare. Casele în care trăim și locuim. Sunt ale noastre, să știți. Nu o să vină nimeni de nicăieri din lume să aibă grijă de ele, dacă noi nu avem grijă de ele. A, cel mult o să vină și o să ne taxeze sau o să ne vândă la suprapreț sau o să ne folosească drept consumator și atât, o să ne aducă în situația în care să cheltuim foarte mulți bani din munca noastră pentru a putea trăi cât de cât civilizat. Pentru că o să vedeți în emisiunea următoare, când vom aborda totuși tema cu blocurile falimentare, că acolo unde lucrurile scapă de sub control, unde se minte și se fură, s-a mințit, s-a furat cu roaba, dacă oamenii mai vor să trăiască civilizat, trebuie să plătească de 2, de 3, de 4 ori și pentru alții și pentru ei și pentru...
Da. Doamna Diana, pe telefon ne auziți? Da, bună seara, vă aud. Bună seara, vă ascult. Am o propunere pentru următoarea emisiune a dumneavoastră, sau dacă aveți timp pe emisiune. În cadrul asociației, un grup de proprietari dorește să se efectueze lucrări de termohidroizolație pe terasă. Dar atenție, numai pe o parte a terasei, dar nu pe toată suprafața de la ultimul etaj, de pe terasă. Eu știu că în sarcina asociației de proprietari intră doar cheltuiala și obligația de a repara, de a face hidroizolație, nu și termohidroizolație, mă scuzați. Deoarece în cartea tehnică a blocului știu că doar hidroizolație. Dacă, sau dacă nu, vă rog să mă corectați și să informăm și pe ceilalți. Dacă se face termohidroizolație, trebuie scris și în cartea tehnică a blocului. Am înțeles. Pe de altă parte, dacă, mai un puțin o întrebare, pe de altă parte, dacă adunarea generală cu 80% din membrii asociației pot să decidă asupra acestei lucrări de termohidroizolație. Asociația de proprietari, așa cum a fost ea definită prin lege și prin toate regulile ei, are menirea, sarcina și obligația să se ocupe de tot ce ține de proprietatea comună. Sau altfel spus, tot ce este în afara apartamentului fiecăruia. De la terasă, fațadă, subsol, instalațiile comune din subsol și pe vertical. Ca atare, orice operațiune de hidroizolare, de termoizolare, care privește terasa, fațada, mai puțin proprietatea individuală, este în sarcina asociației. Hotărârile pentru aceste lucrări de reparații se iau cu jumătate plus 1 din numărul celor care participă la luarea deciziei, atenție, care poate fi mai mic de jumătate decât totalul proprietarilor din imobil. Ca în orice societate democratică, se ia decizia cu votul majorității celor prezenți, pentru că este o necesitate care trebuie rezolvată. Altfel, avem prejudicii create unor proprietari care se vor îndrepta împotriva noastră. Atenție, dacă proprietarul, dacă terasa, să zicem, are o problemă de natură hidroizolație sau termoizolație, creată de un proprietar, în mod deliberat sau în mod inconștient sau într-un mod haotic, pentru că a vrut el să facă pe respectivul apartament sau poziția apartamentului o lucrare, sarcina este de refacere și de reparație în totalitate, în grija proprietarului. Este obligația proprietarului care a stricat terasa respectivă. Se pune, deci nu sunt probleme de infiltrare a apei în apartamente. Pur și simplu, proprietarul și-a făcut modificări majore, transformând atât balconul în suprafața utilă, da, în suprafață se folosește acolo și-a pus mobilă patru. Am înțeles, proprietarul nu poate să facă modificări de capul lui. Trebuia să aibă autorizație de construire, trebuie să aibă proiect aprobat, trebuia să aibă meseriași care să-i spună cum să se facă, astfel încât să nu se producă niciun fel de fisură sau loc de prelingere a apei și mai departe. Nu, problema mai e următoarea. Deci pe timp de vară nu există infiltrație în apartament, deoarece hidroizolația este perfect făcută, doar iarna, atunci când apartamentul este neîncălzit corespunzător și neaerisit, atunci intervine condensul. Se dorește termohidroizolație, numai pe suprafața apartamentului lui. Deci prin ceea ce a făcut proprietarul cu mâna lui și-a creat o problemă, da? Da. Și a creat pentru el o problemă, nu? Atunci, pentru asociație. Păi, unde apare condensul? În ce spațiu? În casa lui. Deci e pentru el problema, da? Da. Și a creat-o cu mâna lui? Așa este. Deci o repară singur. Da. Nu pe cale naturală a ajuns condensul acolo, adică prin degradarea fără intervenție. Nu pe acțiunea asociației care a vrut să repare terasa sau să hidroizoleze sau să termoizoleze și s-a întâmplat să nu se facă bine.
mânuța lui a făcut o greșeală, mânuța lui și buzunarul lui trebuie să o repare. Norocul lui este, cu ghilimele, că s-a întors împotriva lui. Și deocamdată, atenție, nu s-a întors împotriva asociației, pentru că și asociația la un moment dat o să vedeți că va fi prejudiciată dacă nu reface lucrarea. Vă mulțumesc că am înțeles, ne apropiem de final. Orice propunere, întrebare, soluție, sugestie, ce doriți dumneavoastră să ne adresați, nu uitați că avem și o adresă de corespondență poștală. Pe adresa televiziunii 6TV, strada Anibal Teohari, numărul 1, sector 5. Vom răspunde la aceste scrisori în cadrul emisiunii. Până atunci, data viitoare, urmează să vă prezentăm materialul cu blocurile în faliment, un material, din punctul meu de vedere, extrem de important, pentru că e bine să n-ajungeți unde o să vă arătăm că au ajuns deja alții. Vă mulțumesc, vă doresc o seară bună, o săptămână liniștită și utilitate la informațiile care v-au fost date.